Pe fondul preocupărilor față de ceea ce se întâmplă în campania electorală, jurnaliștii au uitat de alte chestiuni importante legate de activitățile curente ale județului. Marți 22 noiembrie s-a desfășurat o nouă ședință a ADA cu Neamț, care a fost o altă etapă în războiul Apaserv, Consiliul Județean Neamț. Asociația de dezvoltare intercomunitară, din care fac parte reprezentanții unităților administrativ-teritoriale din județ, au fost prezenți la o nouă ședință, la care, așa cum spune directorul Cătălin Dughir, acesta nu a fost invitat, deși se discutau chestiuni legate de modificarea statutului de funcționare al operatorului de apă și canalizare. Prezent din proprie inițiativă lui Cătălin Dughir, s-a dat voie să intervină doar 7 minute, după care a fost invitat să părăsească ședința. Din punctul său de vedere, aceste acțiuni fac parte din strategia conducerii Consiliului Județean de a pune mâna pe frâiele companiei prin impunerea în adunarea generală a acționarilor și în Consiliul de Administrație a unor persoane membre ale PSD, prin care să se exercite controlul asupra uriașelor fonduri europene care se derulează prin această companie. Da, a fost adunarea ADIA cu Aneam. Și eu cred că s-a întâmplat un caz unic la nivelul nu a județului Neamț, cred că întregii țări. Este a doua oară când la o ședință de ADIA cu Neamț nu este invitat operatorul, deși se discută puncte importante pe ordinea de zi legate de activitatea acesteia, în speț modificarea actului constitutiv al societății. Faptul inedit este că deși ne-am dus acolo neinvitați, au fost invitați afară și cred că asta spune multe în mod de acțiune atât din partea președintelui ADIA cu Neamț, cât și a modului în care ADIA cu Neamț se desfășoară activitatea, deși are destul de multe atribuțiuni și obligații legate și de partea de contract de finanțare și de în relația cu operatorul. Ne-am dus la ședință, ni s-a atras atenția că ni s-a spus indirect că e o lipsă de bun simț faptul că ne-am prezentat acolo, deși nu eram invitați. I-a anunțat domnul Burcean în sală că a venit directorul la Apaserv împreună cu o serie de lucrători. Acești lucrători, de fapt, fiind președintii Consiliului de Administrație, director economic și șeful serviciului juridic. După care m-a invitat în 7-8 minute să povestesc, să vorbesc, să pun un punct de vedere al companiei, deși nu știam ordinea de zi decât din auzite. Nu aveam informații oficiale transmise, pentru că nu s-a transmis nimic, deși am făcut o cutie și am întrebat dacă se ține vreo ședință în această perioadă, la care am primit răspuns. Bineînțeles că în 7-8 minute nu aveam cum să spun toate problemele care erau trecute acolo, m-am referit în special la modificările de act constitutiv, care sunt, din punctul meu de vedere, în primul rând, niște modificări aberante. Ele vor, practic, ca să încep circuitul acel CA, Consiliul de Administrație, care a fost desemnat provizoriu prin hotărâri Consiliului Județean, și care inclusiv Prefectura Neamț a recunoscut că acea hotărâre este abuzivă, face în continuare propuneri de modificare a actului constitutiv, deși el nu este registrat la Registrul Comerțului acestea, deci nu este legal la ora aceasta, dar face o propunere de modificare a actului constitutiv către doar doi membri, doi consilieri județeni care sunt mandatați să fie în AGA la compania județeană Apaserv, nu a întregii adunări AGA, deci doi nu pot să fie dirigenți în întreaga AGA. Deci asta eu cred că e un abuz în funcție, nu primul și probabil nici ultimul din partea celor doi. Și mai departe îi propun că pentru avizare către ADIA cu Neamț, modificări, v-am spus, practic pentru a legaliza CEA-ul care a fost pus ilegal. Pentru că aceste modificări, una din ele este ca CEA-ul să poată să-și desfășoare activitatea fără să fie înregistrat la Registrul Comerțului. Și o altă modificare era că Consiliul Județean poate numi acei membri CEA, deși în actul pozitiv inițial, atributul de avizare a celor care sunt propuși
neamț avea dreptul de revocare a Consiliului de Administrație și nu Consiliul Județean. Și mai mult de atât, au apărut modificări la legea 51, sunt promulgate de președintele țării, ele trebuie să apară monitor oficial în care ADI este cel care are statut de autoritate tutelară. Deci, efectiv încălcări ale legislației, fără nicio limită, nu se vrea decât să urmărește scopul politic, faptul că li s-a trasat niște sarcini de către președintele Consiliului Județean, iar cei doi consilieri județeni, unul din ei care vrea să ajungă și deputat, execută fără să discute. Da, ce intenționați să faceți mai departe? Aștept să văd ce hotărâri s-au luat în ADI și, bineînțeles, voi merge în continuare pe acțiune în instanță, pentru că nu pot să accept ca un grup de interese din cadrul unui partid să-și facă de cap și să încerce să distrugă tot ce s-a muncit în compania Județeană Apaserv din 2008 încoace. Președintele Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ADI Aqua Nemț, consilierul social-democrat Adrian Bourceanu, un foarte bun jurist, vede lucrurile cu totul altfel. Din punctul său de vedere, ședința desfășurându-se în normalitate. Acesta are a-i reproșa directorului Cătălin Dughir lipsa exercițiului unor discuții și dezbateri disciplinate care să conducă la normalitate. La ultima ședință de ADI Aqua Nemț nu s-a întâmplat absolut nimic deosebit din punctul meu de vedere. Ședința a decurs în parametrii normali și legali. Am avut peste 20 de puncte pe ordinea de zi. Cele mai multe din aceste puncte de pe ordinea de zi priveau chestiuni de natură organizatorică, internă și chiar formală, legată de actul constitutiv al asociației. Așadar, consider că nu s-au întâmplat chestiuni deosebite ieșite din comun față de alte ședințe. Nu au fost luări de cuvânt care să iasă în evidență cu ceva anume, nici în ceea ce mă privește, nici în ceea ce privește ceilalți reprezentanți ai UAT-urilor membre ale ADI, deci totul s-a decurs în limite normale, firești, legale. De ce nu i s-a permis domnului Dughir să rămână la ședință de vreme ce priveau problemele companiei Apaserv? Păi, cele mai multe puncte de pe ordinea de zi nu au privit probleme ale companiei Apaserv. Dumneavoastră trebuie să știți și telespectatorii dumneavoastră trebuie să cunoască faptul că doar în anumite chestiuni obligatorii de raportare din partea operatorului este obligatorie prezența acestuia prin reprezentant la ședințe. Așadar, nu au fost puncte de pe ordinea de zi care, din punct de vedere al actelor statutare, să prevadă obligativitatea prezentării unui material din partea domnului director Dughir. Ca o paranteză, vă spun că domnul director Dughir a fost prezent în sală la începutul ședinței, l-am invitat la prezidiu, la masa lângă mine, pentru a-și expune un punct de vedere vis-a-vis de ordinea de zi, pentru că am bănuit că odată ce a fost prezent are un cuvânt de comunicat, i-am permis să-și expună punctul de vedere, după care ședința și-a continuat lucrările în prezența strictă a membrilor ADI Aqua Nemț. Sunt proceduri absolut normale. Aceste ședințe ale unor structuri se desfășoară în prezența strictă a membrilor acestor structuri, atâta timp cât nu este obligatorie și legală chemarea și a altor reprezentanți. Există presiuni din partea ADI Neamț față de companie? În niciun caz. Niciodată nu a existat presiuni din partea ADI Aqua Nemț față de companie. Eu vreau să vă spun că, din contră, noi am dat dovadă întotdeauna de multă disponibilitate și nu folosesc cuvinte mari. Întotdeauna am încercat să sărim în ajutorul operatorului când au fost chestiuni de interes general, județean. Și dau exemple concrete. Vorbesc acum de urgentarea procedurilor pentru achiziția acelor utilaje din fonduri rămase în urma licitațiilor pe proiectul major, pentru că au rămas resturi de fonduri. Mi-au solicitat ajută-ne și ajutați-ne ca asociație să prindem, să lăsăm fondurile în județul Neamț. Am urgentat procedurile, nicio problemă. Au fost
chestiuni legate de metodologia de facturare individuală. Ne-am pus la masă și am discutat punct cu punct. Am făcut și noi un proiect de metodologie. Deci eu cred că am fost cooperanți, flexibili. Consider că trebuie să existe un dialog instituțional între aceste două structuri, operatorul județean de furnizare a serviciului de apă și apă uzată și respectiv Adia Coaneam. Ăsta este scopul nostru în sine. De aceea i-am permis domnului director să-și expună în mod civilizat un punct de vedere. Și insist să mai spun un lucru. La ședința trecută a asociației, domnul director, care a fost invitat în cadrul acelei ședințe, a venit însoțit de 7, 8, 10 membri, nu mai țin numărul persoanelor prezente, respectiv reprezentanții Consiliului de Administrație și a direcțiilor din cadrul companiei județene, și vreau să vă spun că am fost dezamăgit să văd că nu reușește și nu înțelege să mențină o disciplina discuțiilor. Fiecare din acești oameni care l-au însoțit pe domnul director a luat cuvântul, au monopolizat ședința care a ieșit la un moment dat în afara ordinii de zi, firești. Eu cred că aceste lucruri nu trebuie să se întâmple, cu atât mai mult cu cât stăm la masă cu oameni care au exercițiul ședințelor, a rigorii, a solenității unor ședințe, a respectării unei ordini de zi, a respectării cuvântului celorlalți colegi și așa mai departe. A fost atunci și, dacă vreți, un moment care, din punct de vedere al președintelui asociației, nu a fost unul confortabil, și nu vorbesc aici de confortul personal, ci vorbesc de normalitatea discuției. Războiul pentru Apaserv nu reprezintă o noutate de ani de zile, când atotputernic în județ era Gheorghe Ștefan. Bătălia pentru conducerea companiei Apaserv a fost continuă din AGA și CA, făcând parte cu preponderență membrii ai defunctului PDL. Au urmat apoi bătăliile cu regretatul Culiță Tărâță, care și el, odată ajuns la conducerea Consiliului Județean, a pornit o luptă furibundă la adresa conducerii companiei, în același scop de a-și impune oamenii în structurile de conducere. De la instalarea în funcție de președinte al Consiliului Județean Neamț a președintelui Ionel Arse, bătălia pentru Apaserv a repornit. Majoritatea din Consiliul Județean a votat în plenul acestuia o hotărâre de revocare a vechiului Consiliu de Administrație, în care preponderenți sunt oamenii PSD-ului. Cum directorul Cătălin Dughir a atacat în instanță amintita hotărârea Consiliului Județean, nu s-a putut trece la înscrierea Consiliului de Administrație la Registrul Comerțului, așa încât la ora actuală există două organisme de conducere colectivă paralele. Cătălin Dughir va ataca din nou în instanță și deciziile Adia Coaneamț, așa încât bâlciul pe bani publici va continua mult și bine. Evident, pe banii consumatorilor, care plătesc cea mai scumpă apă din România, care, fără putință de dăgadă, de ani de zile este când portocalie, când galbenă, când mai roșie, după cum sunt interesele politicienilor pe care numai cetățeanul nu-i interesează.